Bum, bum, ce avem aici? Astăzi o să vă prezint ceva interesant. Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. De data aceasta un vlog puțin mai diferit. Nu are treabă cu ferma, dar trebuie să ne ocupăm și de treburile casnice. Astăzi vreau să vă prezint o mașină de tuns iarba pe care am achiziționat-o de curând. Este un model nou, a apărut pe piață și vreau să vedem ce face. Haideți să o desfacem, să o montăm. Ah, ce frumos arată ea acum. Acesta este coșul de iarbă, unde se strânge iarbă. Mai am să-i pun mânerele astea. Ce ia miră? De ce nu stai cu mine? Are un sistem interesant de prindere. Asta vine aici, așa. Gălăgioasul. De fapt, aici cred că ar trebui mai mult. Vezi că și ăsta de jos tot pe afară e pus. Vezi, ăsta e să prinzi fiul, așa. O dată așa, o dată așa. Mai trebuie să-i montăm ăsta de iarbă. În spate. Care, după câte văd eu, cred că... Gata, gata. E montată. E pregătită. O legăm la curent și dăm drumul să vedem ce face. Nu am prezentat-o. Este o mașină la Bronto. V-am spus, e un model mai nou. Haideți să-i dăm drumul la treabă. Merge cam greu pentru că e ud.
și mare gazonul, e foarte mare. Cam așa arată. Merge foarte bine, extraordinar de bine, decât că dacă eu am fost puturos și am lăsat gazonul să crească foarte mare. Ia uite și aici. Se cosește mai greu. Hai să mai las puțin să mai dea soarele, că e cam murat. Să se usuce puțin mai mult. Și voi continua puțin mai târziu.